Republica Moldova va avea o poziție mai puternică în fața Bruxellesului în procesul de negocieri, în cazul în care referendumul privind integrarea europeană va trece. De această părere sunt unii experți care susțin că acest exercițiu este mai degrabă unul de importanță națională decât politică. De cealaltă parte, potrivit asociației Promolex, unul dintre riscurile organizării alegerilor prezidențiale într-o zi cu referendumul ar fi lipsa echității între concurenții electorali care vor participa doar la unul din cele două scrutine. Mai degrabă am putea să vorbim despre faptul că am avea o poziție mai puternică în fața Bruxellesului atunci când negociem, că ni s-ar da mai ușor anumite fonduri care se dezbursează în procesul de preaderare, dar și că mai multe familii de partide europene vor înțelege că au parteneri aici care promovează integrarea europeană. Vorbim despre Partidul Popular European, ALDE, care susțin, din câte înțeleg, desfășurarea referendumului. Este un exercițiu mai mult de confirmare a cursului statului decât unul eminamente politic. Aș spune, el este unul de importanță națională mai mult decât de una politică. Iar jurista Mihaela Duca de la Promolex susține că din experiența anului 2019, când au avut loc alegeri parlamentare împreună cu referendumul republican consultativ, au fost identificate mai multe riscuri. Unul dintre acestea ar fi un volum mult mai mare de lucru pentru funcționarii electorali. De asemenea, există riscul de a fi create condiții inechitabile între concurenții care se vor înregistra doar pentru prezidențiale și cei care vor participa atât la scrutinul prezidențial, cât și la referendum. De exemplu, va putea duce la faptul că vor fi acordați timp de antenă dublu pentru persoanele sau acei participanți și candidați la alegeri care se vor înregistra în ambele ipostaze. La fel ar putea exista riscul sau mai degrabă o provocare în disponibilitatea de a dispune de două conturi fond electoral pentru același partid, bloc electoral, care se va antrena în ambele scrutine și aceasta va presupune și dublarea eforturilor și resurselor necesare organelor electorale. Mihaela Duca este de părere că desfășurarea alegerilor prezidențiale într-o zi cu referendumul va duce la economisirea considerabilă a mijloacelor financiare necesare pentru organizare. Amintim că ideea organizării plebiscitului a fost criticată anterior de opoziția rusă, care a anunțat că își va îndemna susținătorii să-l boicoteze. Alte partide extraparlamentare au spus că sprijină de principiu desfășurarea referendumului, dar nu neapărat suprapunerea acestuia cu alegerile prezidențiale. Ca referendumul să fie declarat valabil, la urne trebuie să se prezinte numai puțin de o treime dintre alegători.